Dragi prieteni, bună ziua și bine v-am găsit la primul episod din podcastul nostru Fără Mănuși. Mamă, am emoții. A venit și Dorian, l-am așteptat. Băi, pe bune, e primul, mă? Este primul, Dorian. Nu, 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 este primul. Nu, sezonul 2 sau ceva? Nu, nu, este primul. Aaa, sunt onorat, mă, stai să postez story-ul, să înțelege, pun story cu ei, deci nu sunt bătăran să stau pe WhatsApp sau alte lucruri. Gata, tata. Ia banii la oameni. Deci, gata, m-am înțeles, bun. Și ce să faceți? Să experimentați pe popa, dacă tot. Măi, noi nu vrem să experimentăm, noi îl vrem pe cel mai bun la început de drum. Oh! Știi cum mai zic ăștia, omul momentului. Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult. Și uite, Dorian, vreau să încep, vreau să intrăm așa direct în pâine și vreau să încep, le spun oamenilor, Dorian a întârziat câteva minute, nu mult. Zic câte, mă? Câteva. Patru, mă, zi patru, patru minute. Dar zi la ce oră m-am culcat azi noapte și de unde vin pentru voi special. La ce oră te-ai? La patru dimineața am ajuns la Timișoara și am avut două evenimente, unul la 3 la prânz, unul la 7 la prânz și am plecat direct pentru voi, că aveam cazare și joi noapte. Ne faci să ne simțim atât de important. Păi dacă tu ai scos direct, hei, ai întârziat patru minute. Început cu asta. Eu cu Yamato am pus un pariu. Ia să vedem. Pariu... Că trece trenul ca să întârzi eu. Că aveți barieră aici. Că Dorian întârzie fiindcă are meci cu Babs. Și eu sunt curioasă dacă Dorian ar avea un meci cu Claudia, care dintre ei doi ar câștiga? Mă, ar câștiga ea, pentru că eu am fost crescut, acum o să schimb din Caterinca, în serios. Da. Eu am fost crescut de mama mea să nu ating femeia nici cu o floare. Nici nu pot să concep așa ceva. Vă spun un lucru super funny, uite, cred că e o exclusivitate în lumea online și de ce nu în media. Maica mea m-a bătut până pe la, bine, la un dat de la 13-14 ani în sus, în glumă, dar mai dădea câte una după ce a făcea, până pe la 18-19 ani, când deodată, nu știu, veneam de la facultate, se schimbase un pic comportamentul meu, că nu mai stăteam lângă ea tot timpul și, dai seama, ai cum să îi faci ceva mamei tare că te bate, dar am oprit-o, țut-o de mâini și mi-a zis, nu-i simt titule, să nu mă ții de mâini. Și mi-a dat-o, știi, că puteam să o țin la nesfârșit de mâini, dar instinctul a fost like de apărare, știi? Dar mai mult de a mă apăra n-aș putea face vreodată, însă ferească Dumnezeu, nu cred că se va ajunge vreodată acolo. Adică eu cred că Johnny Depp a fost un ghinionist săracul, că a ajuns să fie maltratat. Bine, într-un final a câștigat un proces de important, deci probabil a meritat bătaia. Eu nu concep așa ceva între o femeie și un bărbat, nici în cele mai sumbre visuri. Dar mici șicaneli dintre voi doi mai există, presupun, prin casă, adică absolut există și ca în orice cuplu. Ca în orice cuplu. A zis o Yamato mai bine decât puteam să o zic eu. Ca în orice cuplu, îți dai seama? Dar după ce trec ani, astea parcă nu mai sunt atât de aprinse și de dureroase. Știi? Adică încep să înveți cum să te porți cu celălalt, încep să înveți să generezi și să ai grijă și de cum duce curs o ceartă, pentru că și cearta aia poate să fie ponderată sau nu, de către ambii membri ai unui cuplu. Dacă niciunul nu are limită și război de fiecare dată, nici nu cred că se ajunge la longevitate prea mare. Care dintre voi este mai temperat? Care dintre voi pune frâu mai repede unor discuții? Eu sunt ăla care o taie mai repede, deși nu e tocmai ok, că știi cum e atunci când fugi de discuție. Să adună și mai multe. Dar, nu, amândoi suntem destul de calculați și de temperați. Că nu cred că ajungeam la atâția ani vechime dacă nu exista chestia asta. Da, foarte frumos. Sunteți un exemplu pentru foarte multe persoane din showbiz. Cred că sunteți unul dintre cele mai longevive cupluri de care știu eu. Da, fără scandaluri în public. Da. Eu am avut un noroc, nu știu, cred că e un noroc, da, că ea nu a fost genul de persoană care să-și dorească neapărat să fie în atenția mediatică. Și atunci când o persoană rămâne în umbră, eu cred că rata de a reuși să ai o relație liniștită și ferită de ochii presei este mult mai mare decât atunci când ambii sunt în lumina reflectoarelor. Da. Nu spun că e imposibil, Doamne ferește, sunt o grămadă de relații între două persoane publice care funcționează impecabil, dar cred că e un pic mai ușor atunci când una dintre persoane nu-și dorește neapărat să fie în fața camerelor. Dai seama, mereu unul dintre partenerii e vânat de persoane. Da, unul la mână și doi la mână, acea persoană va trage întotdeauna să protejeze intimitatea cuplului prin a nu-și dori apariții. Și cred că asta pentru mine a fost o chestie foarte sănătoasă, din multe puncte de vedere. Este Claudia cel mai mare susținător al tău în momentul de față? O simți ca... Da, da, cred că obiectiv vorbind, pentru că eu sunt de părere că la un dat în relație este vorba de mai mult decât dragoste. Noi suntem foarte buni parteneri business. Ne susținem foarte bine, ne ajutăm reciproc să ne crească businessurile. Cred că de aceea și suntem o familie reușită din punct de vedere financiar.
Și de aici e vorba aia, femeia te ridică sau te coboară? Normal, se spune că în spatele fiecărui bărbat de succes este o femeie care l-a ajutat să ajungă acolo, mă. Bine, tu ai și crezi că ai o relație foarte specială cu mama ta. Crezi că asta te-a ajutat cumva să ai și o relație nu, specială? Nu, ferească Dumnezeu. Unde ai auzit tu ca relația cu soacra mare să ajute într-un cuplu să moară Jack Strada, că asta e de dat? Unde ești, mă, camera acolo? Stai că mai întuneric aici? No, nu, nu. Pur și simplu, faptul că noi ne înțelegem și că ne ajutăm reciproc și că am încercat să ducem chestia asta mai departe, că dacă nu încerci, nu o să o duci. Adică o relație lungă, fără eforturi, fără compromisuri, never ever. Că nu suntem în harapalba aici, despre ce vorbim, adică suntem conștienți cu toții ce înseamnă. După un anumit număr de ani trebuie să faci niște sacrificii, să-ți dorești ca relația să rămână în picioare. Dacă nu, move on, fiecare cum... Normal, la început totul e frumos, totul e roz, după câțiva păi ani, nu, atunci se vede mă, evoluția. Se spune că știi cum e, există un bărbat care s-a plictisit de Naomi Campbell, undeva în lumea asta, o fi Asher, cine o fi, nu contează. Înțelege ce vreau să zic, e o metaforă curajoasă. Da. Cam asta e treaba cu viața mea. Încerc să împart, să mă împart foarte frumos și către mamișor și către familie, că ei tot ce ne-a mai rămas din familie, fratele meu în Germania, am fost, l-am vizitat și pe el. Sunt acum unchi a doua oară, urmează să vină al doilea copilașul fratele, să fie atunci ca mai exclusivități. Să nu încerc că am venit aici, pe degeaba, scump la vorbă. Ai reușit să-ți ții nepotul în brațe? Nepoțica. Deci nepoțica, în nepoțica brațe. Sofia Maria, da, e o jucăușă, îmi place că e foarte sociabilă, îmi plac foarte mult copiii sociabili. Sunt în prezența foarte multor copii și atunci cred că am generat sau poate am avut dintotdeauna un fel de lipici la copii. Așa îmi spun toți părinții, mă, ce ai că se uită de 3 ani? La 3 ani un copil nu poate să perceapă ce înseamnă Dorian Popa sau ceva, înțelegi? Și se uită copilașii la televizor așa hipnotizat. Înseamnă că am ceva de la Doamne, Doamne și mulțumesc pentru asta. Am ținut-o pe nepoțica mea și le așteptăm și pe băiat acum, că vine un băiat, să zionule. Faptul că ai ținut-o în brațe nu ți-a făcut așa nu să... Nu puteai să n-ajungi aici, nu? Nu puteai. Se numește din dragoste dacă și m-ați mințit. Dacă ai o mămică lângă tine... Se numește din dragoste și m-ați mințit. Știți faza aia de la din dragoste, că zionule, știți? Nu? Ce, chiar vrei să-ți răspund, aștepți? Da. Nu mă, nu fac copil acum, nu, nu, nu am nicio problemă să-ți răspund, Doamne ferește, dar am zis să o facem și noi mai amuzantă, că suntem pe YouTube mai devreme, spunea colegul Yamato. Cred că un copil îl faci atunci când simți. Nu cred în făl că va crește singur, nu cred în hai să fac un copil când eu sunt la 4 dimineața pe drumul de la Timișoara, nu vreau să crească singur, nu vreau să crească separat de mine. O să fac un copil atunci când o să am timp și când o să știu că mă pot dedica lui 100%. Uite, ăsta e un lucru pe care îl merg și eu când mai mă întreabă lumea. Dom'le, dar când te faci tu un copil? Bă, dar nu e obligatoriu să faci copil, mă. Nu, dar stai, copilul nu apare peste noapte. Trebuie să gândești puțin, să îi oferi un viitor, să fii lângă el, să-l susții. Nu știu, frate, eu am spus întotdeauna un lucru. Eu provin dintr-o familie destrămată, nu mai e un secret, nu este o dramă. Vorbim cât se poate de rece și de asumată de chestia asta. Și nu vreau să cauzez la rândul asta copilului meu. Să nu fiu alături de el, să... Nu, nu. Dacă nici eu, nici nevastă mea nu simțim acum, înseamnă că nu e încă de la Dumnezeu. Foarte frumos. Ia fi atent că am și o întrebare. Arăți bine, te menții. Cum reziști tentațiilor asupra femeilor care se învârtă în jurul tău? Bă, știi care e faza? La un moment dat îmbătrânești, invariabil. Am 34 de ani, consider că trebuie să fiu atent la muncă și consider că anii de distracție i-am avut. M-am distrat, slavă Domnului, nu e un secret, nu e o rușine să-ți petreci anii în ordinea firească a lucrurilor, dar eu zic că după 25, hai, 27 de ani, e cazul să-ți bagi mințile în cap și să te decizi ce anume îți dorești în viață, că poți să îți dorești în viață să fii un futadore de la cita, cum s-ar spune. Și atunci te vei focusa pe cantitate, nu neapărat pe calitate. Dar există posibilitatea ca de la o anumită vârstă să-ți dai seama că poate îți dorești o carieră înfloritoare sau poate îți dorești, nu știu, alte lucruri te fac fericit în viață și alegi drumul ăla. Ei, eu am ales drumul carierei. Eu sunt workaholic convins. Definiția workaholicului. Și ești unul dintre cei mai de succes artiști și nu numai, cred că și businessmen în momentul de față, putem spune. Din, nu știu, Doamne ajută. Am câteva titulaturi primite de la instituțiile statului în ceea ce privește filmele mele. Mai mult cea de media este locul 2 pe Ilfov. În rest, la construcție, acum eu deocamdată sunt în plină investiție. Dar și după ce voi încasa, îți geolule, așteptăm să vedem. Cum ți-a venit, Dorian, ideea acestui cartier, un cartier exclusivist cu circuit puțin închis? Eu când m-am mutat în Domnești, nu este un secret, stăteam în mijlocul câmpului. Acolo mi-am permis să-mi iau un teren. Știam că era o zonă ceva să fie foarte căutată pentru că
Acolo vor veni câteva drumuri importante, cei care îmi cunosc infrastructura. Am văzut că tot postez. Înțeleg, da, știam clar de că va urma și apariția pasarelei ce va lega orașul de sat, adică satul de oraș, Domnești de București. Și am mai fost și treaba cu, bă, zic, dacă am venit aici singur și m-am chinuit în noroaie, m-am împotmolit an la rândul până când am reușit să pun drum și tot ce trebuie, n-ar fi frumos să pot să am și o șansă să-mi aleg vecinii? Pentru că știm cu toții, oricât de tabu ar fi subiectul, vecinii îți pot face viața mai frumoasă sau mai puțin frumoasă, hâță, Johnule. Asta ce vorbeam noi înainte de chestia asta, exact. Că ai zis că vrei să-ți și atunci am hotărât să, în primul rând, am hotărât să construiesc în momentul în care mi-am dat seama cât de mult îmi place să construiesc, bă, îmi place la propriu, și no bullshit, fără ipocrizie, în momentul în care mi-am dat seama că este un tip de material, de content care prinde și foarte bine pe YouTube. Că suntem pe YouTube și sunt dator să fiu sincer cu oamenii care ne urmăresc. Da, fraților, nu e un secret. Am văzut că imobiliarele prind pe YouTube. De ce n-aș face-o? Urmăresc pe canalele de televiziune străine emisiuni cu construcții, cu vânzări de imobiliare, cu renovări de imobiliare și vânzări ulterioare. Da, da, da. Este nebunie, ceea ce înseamnă că oamenii all over the world vor să vadă construcții și cu și despre construcții. Și e frumos, bă, trebuie să recunoști. Și te ocupi de la A la Z, adică inclusiv interioarele, designul de interior. Absolut tot, cheile mele, casele mele sunt la cheie, în adevăratul sens al cuvântului, nu tertipul pe care îl folosesc unii dezvoltatori. La cheie și când intri în el, bate vântul. Nu, la cheie în sensul că au cuptoare cu microunde, hote, aragaze. Aragazuri? Un aragaz, două? Două aragaze. Google, mă. Nu, sunt două aragaze. Google, mă, eu așa fac, nu știu. Aragaz plural. Eu mă scuz, sunt sportiv, am fost plecat de la școală. Nu, dar ce e normal? Și m-ar să fie aragaze, știi? Și eu aici să mă bat cu pumnii pe mine, sunt aragaze. Un aragaz. Chiar sunt curios. Aragaze, da. Aragaze. Bravo. Thumbs up. Da, aragaze. Să știi că la început am zis că o să le dau oamenilor și așternuturile de pe pat pentru că era o investiție foarte mică, dar mi-am dat seama că nu le voi cumpăra saltele pentru că risc să arunc banii degeaba. Întrucât saltele trebuie să-și aleagă fiecare unul. Normal. Unul doarme pe tare, unul doarme pe moare, unul doarme pe mediu și tot așa. Dar în rest totul, mașină de spălat, televizor, în living, nu pot să pun 16.000 de televizoare în fiecare casă, că nu sunt și om și eu. Dar la 200.000 de euro să primești toate bunurile astea și calitate a materialelor premium, e greu. Când mai spuneai tu că ce 200.000 de euro și lumea zicea, ce bă, 200.000 de euro, mie mi se pare un preț foarte bun. La câte este foarte, foarte mic prețul. Plus numai colaborarea ta. Mulți dintre oameni efectiv nu înțeleg. Uite, eu am clienți care au rămas șocați când au înțeles că eu le pun și cuptor cu microunde și aragaz. Adică ei credeau că eu le dau bucătăria, dar fără educație zice. Nu. Cum se dă? Efectiv, cu cât am reușit să obțin mai mult de la furnizorii mei, oferindu-le la rândul meu reclamă că nu-ți dă nimeni, mă, gratis nimic pe lumea asta, înțelegeți? Adică nu mai dormiți în bocanci. Nu există bocagel gratuități, nu există. Că s-ar prăvăli lumea dacă. Adică întotdeauna există interese comune. Piața este un loc mare, piața nu este constituită numai din schimbul cash-serviciu. Nu, poate să fie serviciu versus serviciu, etc., etc. În fine. Și cu cât am reușit să obțin mai mult de la furnizorii mei, cu atât le-am dat mai mult clienților mei. Că vreau să sparg eu norma în piața asta, în primul rând, și în al doilea rând, îmi doresc foarte mult să fiu bine cu bossul de sus. Te vezi continuând mai departe, cu mai multe case, mai super. Normal, că mai am teren de încă 6 case după astea 6. Și după astea, acum prindesc un teren mare de 8.000. Și asta vreau să zic că e foarte bun prețul, că eu știu faianța Grecia. Eu îți garantez că dacă pui ce am pus eu în casă acolo, de la brandurile de la care eu am pus, 200 de, și cu manopera pe care o am eu la muncitorii mei care muncesc, nu vrei să știi cum. Nu, te provoc să găsești o chițibuș, un chițibuș și nu-l găsești. Îți garantez că 200 de mii ți-aș o faci. Păi asta zic că mi-am luat și garantat. Eu faianța Grecia și peretele din baie și garantat. Știu cât a costat. Garantat. Mult. Da, da. Nu suntem aici să vorbim de sponsor, nu e vorba de asta, dar colaborez cu cei mai tari din piață și mă mândresc și nu vrei să știi cum crește inima mine când intru într-o casă pe care o vând, care este ca mea. Da. Înțelegi la ce mă refer? Mozaicul pe care l-am pus, e 200 de euro un metru pătrat de mozaic. Știu, cam și eu. Dezvoltator, mozaic de 200 de euro un metru pătrat. Să moară Jacksana, că nebunesc acum. Când m-a costat baia, nu mai zic cât. Păi fără... nu mai zice că și eu știu cel mai bine, că am făcut 18 băi de alea. Mi-ați gura asta. Înțelegi? 3 per casă, 6 case. Și oglinzile, nu mai zicem, de la Gabi. Uite că pe Gabi, ziceai un tu om că... genial. Te pup, Gabi. Că ziceai tu că faci ca să și inspiri lumea. Eu m-am inspirat puțin din oamenii cu care tu ai colaborat, pentru că mi-am imaginat că nu o să colaborez cu niște oameni. Și eu.
Doar că aici vrei să spun de la cine m-am inspirat când am ajuns la oamenii de care vorbești tu? De la Rubi, care înaintea mea și-a luat de la ei ceva, da. Am văzut și a zis, Rubino, vreau și eu. Important este în viață să ai vederea larg deschisă și să te uiți. Bă, nu spune nimeni să nu te uiți. Problemele apar din alte puncte de vedere. Când te uiți și dai cu hate sau când te uiți și copiezi ieftin lucruri. Bă, nu, frate, inspiră-te, fă frumos, vină și cu amprenta ta. Dacă tu vii cu ceva bun, de ce nu aș putea să mă inspiră de la tine, nu? Să zic, bă, nu îl copiez, mă, pe Dorian. Eu n-am avut niciodată și oamenii mei, furnizorii mei, pentru că sunt așteptați. Se așteaptă, pardon, probabil la anumite lucruri din cauza faptului că așa s-au obișnuit oamenii cu persoane publice. Știi, mă întreabă așa, unii dintre ei și cu mașina, colegii mei, cu pielea, cu, da, nu dăm nume, dar înțeleg ei, care, bă, te deranjează dacă fac și altcuiva? What? Fă, frate, să fim toți. Dacă oamenii consideră că eu am făcut un lucru frumos, pentru mine e o formă de flatare să facă și ei ca mine. Nici de cum de lezare. Oh, ai pielea ca mine, mașină. Băi, ești nebun. Ai pierdut la mine la mașină. Mulțumesc, te-a plăcut. Bravo. Deci Dorian nu-și dorește să fie unic, fiindcă foarte multe persoane au... Păi știi care-i șmecheria? Sunt unic exact cât trebuie și ca să nu devin lacom. Sunt întotdeauna unic prin faptul că întotdeauna primesc primul. Ai înțeles? Da. De la cei cu care colaborez. Mă, avem asta. Ia-o tu, dar și după aceea și mai departe clientelor care vor ca tine. Dar am întâietatea. Ceea ce îmi liniștește un pic ego-ul, da? Că fiecare dintre noi vrea să fie ușor unic, dintr-un mic punct de vedere. Uite, și tu vrei, ajungi la un eveniment, ți-ar plăcea ca rochia ta să fie unică, da? E o doză de bun simț, asta nu înseamnă că trebuie neapărat să nu mai vezi nicio femeie din țară în nicio altă zi din viața asta. Exact. Există și soiul ăsta de dorințe, dar eu n-am ajuns la nivelul ăla și sper să ne ajung vreodată. Ce l-ajută pe Dorian să rămână așa cu picioarele fipte bine pe pământ? Educația de la maică mea și după aceea toți oamenii pe care i-am întâlnit în mod cronologic în viața mea ca fiindu-mi mentori. De la Ruxandra Ion, care ne-a preluat în serial, până la domnul Adrian Sârbu, fostul owner ProTV, Dan Negru, Teo Trandafir, la care am făcut niște cursuri de dezvoltare personală, am avut ocazia să învăț de la oameni și... educația lui maică-mea m-am făcut întotdeauna să ascult și să iau cei mai buni de la fiecare. Am observat eu la un moment dat, mă supranumeam, nu dați cu pietre mine, nu aruncați cu hate acum, nu umpleți jos la comentarii. Steve Jobs, de ce? Pentru că foarte mulți îl criticau pe Steve Jobs că nu știe să facă nimic, în ghilimele de rigoare, da? Dar el era un om foarte mult strateg. El își lua cât un om foarte bun pe fiecare domeniu și normal că echipa lui era cea mai bună. Păi, stați puțin, deja e bun la ceva. La a selecta oameni extrem de buni. Și asta e o calitate. Înțelegi? Am folosit și eu chestia asta, dar într-un alt fel. Am cules informația de la cei mai buni oameni și am încercat să o asimilez și eu cât am putut. Și că ziceai tu că Dorian e cu picioarele pe pământ, chiar vorbeam cu lumea și eu iau apărarea mea lui Dorian, că mai zice lumea, ce bă, că e un figurant, ăla-i plin. Noi ne știm și de mult de la sală, mă, da. Și na, ne-am cunoscut altfel. Oamenii care mă cunosc în viața de zi cu zi, își dau seama că nu e chiar... Da, dar se pare de asta numai faptul că tu rămâi după fiecare concert câteva ore să faci poze cu toată lumea. Aia e datoria morală a oricărui artist. Da, dar mulți nu fac asta. E treaba lor, dar vrei să spun un lucru. Nu fac, dar și cum apar așa dispar. Adică tu... Păi vezi 2-3 ani, hai, mamă, nebunie și după 2-3 ani nu mai auzi de ăla. Ce-ai făcut? Ești la un anumit nivel. Ai ajuns la un anumit nivel în care cu cât mai ai putea spune că îți permiți să ai și figuri. Cu cât e mai înalt nivelul în viață, din orice punct de vedere, nu numai în viața publică, cu atât mai jos trebuie să fie nivelul orgoliului. Și cu atât mai modest trebuie să fii. Pentru că adevărații oameni puternici sunt modești. Și mai îmi spunea cineva, acum câteva zile filmez cu Dorian omul momentului și eu i-am spus cum omul momentului, că omul lucrează de 10 ani. Am aproape 12 ani de carieră și chiar asta vorbeam ieri cu niște copii, cărora încercam să le dau un sfat cât se poate de pertinent și de pe limba lor așa. Le spuneam, bă, nu vă grăbiți să aveți succesul ăla mare deodată. Va fi greu de egalat și cel mai bine este să urci câte o treaptă. Că știi cum e, dacă te-ai chinuit să urci 5 trepte dintr-un singur pas, le sari, faci cumva, după aia la următoarele s-ar putea să-ți fii sucit, vezi, da. Să, când o iei treaptă cu treapte, atât de ușor să urci. Atât de ușor.
Da. Chiar nici două nu trebuie să te grăbești să urci, că și atunci obosești mai tare. Știți când eram copii și urcam câte o treptă, da? Oboseai mai mult, da, într-adevăr, ajungeai poate mai repede. Dar nu viteza este ideea, ci constanța. De la un an la altul consider că am mai pus câte o cărămidă la cariera mea, gândindu-mă, folosind toate principiile, bă, nu-ți țin eu toate ouăle în același coș, că asta este o carieră efemeră. Vrem să credem sau nu. Azi ești, mâine nu ești. Și de asta am pornit și treaba asta cu construcțiile. Bă, poate mâine, poi mâine se plisesc ăștia de mine, îi deranjez, țip, urlu, sunt obositor, nu o să mai vrea să se mai uite la mine. Ce fac? Și uite, ăsta e un lucru bun, pentru că educația ta financiară e la un nivel mare. Nu ai făcut niște bani mulți pe care ai spart aiurea, cum mai tot îi urmăresc pe toți ăștia noi veniți care luăm aia, luăm aia, luăm aia și la final când se va trage linie, nimeni nu va rămâne cu nimic. Frate, eu până să mă apuc să pun în neștire branduri pe mine și să am niște colaborări care îmi permit să pun branduri pe mine, că sunt și eu, mă orientez și eu, da? Nici nu gândeam așa ceva. Eu când mi-am construit casa, ce ai, ești nebună, nu am Adidas normal și ăia la ceva vreme, că trebuia să termin casa. În viață, viața nu se dă alegeri și are o ordine, o definiție a priorităților. În funcție de cum îți prioritizezi lucrurile în viață, așa vor fi și rezultatele tale. Asta mai vorbeam și cu lumea care încearcă să facă investiții. Am văzut, nu-ți mai lua geanta aia de firmă, nu-ți mai lua aia, că nu o să te aștepte cu nimic, Adidas și aia. Dacă bagă bani în ceva. Mie și în ziua de astăzi, relativ vorbind, îmi pare rău că investesc atât de mulți bani în haine, că din punct de vedere business, o ai zi, e jale. Dar niciodată nu uit și îmi reamintesc și am spre a mă calma, că până la urmă în cariera mea este foarte importantă și imaginea. Normal. Și atunci imaginea implicit înseamnă și vestimentație, styling, că de asta suntem artiști, ca să avem toate ramurile, da? Hairstyling, styling, bla 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 bla. Și atunci mă mai liniștesc așa, da. Puteam să fac afaceri cu banii de pe haine. Da, dar tot ești într-o zonă de confort. Nu-ți dai toți banii și ai tras linie și nu mai ai bani să plătești curentul. Am spus, până la branduri am construit mult și la propriu și la de asta spun, adică ești la un anumit nivel în care în momentul ăsta te simți în siguranță să ții și alegeri. Yamamoto, Yamato. Priorități alegeri, că nu ziceam rău, stai liniștit. Să-ți dea Dumnezeu să fii Yamamoto. Priorități, alegeri. Eu sunt și un norocos, mama mea a ținut foarte mult la studiile mele, eu am terminat contabilitate și informatică. În momentul în care termin contabilitate și informatică, lase, viața ta e mai mult business decât artistică la el. Eu, norocul meu că am studiat pianul în clasele 1-5 și mi s-a dezvoltat urechea muzicală și mi-am putut lucra glăsciorul ulterior. Nu-s vreun Michael Jackson, nu e un secret, dar sunt pe linia melodică, cânt capcoadă la concertele mele, oamenii pot confirma și se pot distra la concertele mele, pentru că probabil tocmai de-aia cânt în mod recurent, că dacă te duci și ragi pe scenă de două ori și te belegățești, ok, cânt o dată de 5, de 9, de 10, de 20 de ori, dar nu de sute de ori pe an, de 12 ani de zile. N-am mai zis și mie odată cineva, hai, i-am atât să scoți și tu o melodie. Ce melodie să scoți, că eu n-am voce? Mă, știi care e faza? N-ar fi neapărat o problemă că n-ai voce, că uite, poți să scoți o piesă, dacă ea e calibrată de așa natură, pe care tu să reciți o poezie. Da. Și pe spate să fie o coloană sonoră. Nu e vorba de asta. Important e să te regăsești în act. Să nu-l faci de bani sau de nevoie. Dacă nu m-aș fi regăsit în cântat, nu aș mai fi cântat. Dar eu mor să cânt. Normal, când faci cu pasiune, ajungi la un alt nivel. Orice business, să știi. Ce părere ai de gala asta RXF? Unde se bat persoane publice, persoane din domeniul online? Am fost invitat. Nu, în primul rând, nu mi-ar plăcea să mă fac de cacao, că eu nu sunt un bătăuș. Și în al doilea rând, sunt destul de accidentat și de în vârstă încât să nu-mi risc sănătatea pentru că sunt un împătimit al sportului și mai mult al afacerilor. Deci dacă mi-am rupt încă o dată piciorul ăsta care oricum abia l-a lipit la loc domnul Codorean, ar fi stupid. Dar mi se pare cool, intrigant. Consider că poate să atragă foarte mult atenție mediatică dacă este promovat cum trebuie. Și abia aștept să văd ce fac zăpăciții ăștia doi de WhatsApp și exploit. Da, nu știu mă, e nebunie. Știu și meciurile care au fost. Mi se pare o chestie cool și care trebuia să vină și în România după ce tam-tam au făcut frații Logan afară. Da. Și eu sunt curios. Ce crezi că face WhatsApp cu exploit? Frații Paul, pardon. Da. Cine cred că câștigă? Da, așa, cum vezi tu meciul. Să dau un pronostic. Parcă aș da mai multe... cota mai mare sau cota mai mare, nu? Da, să zicem. Nu, cota mai mică. Dar oricum la pariuri. Nu mă pricep la pariuri. Cota mai mică are la mai bun, nu? Da, dar la pariuri că se poate și paria, văd aici. Eu i-aș da cota mai mică lui Exploit, în sensul că eu cred că va fi favoritul. Că e favoritul, da.
Pentru că mă gândesc că e mult mai tânăr decât WhatsApp. Acum niciunul dintre ei nu e cu sportul. Eu asta mă mir cum de ți-a lipit bătaia asta. Deci ăștia doi să moară Jackson dacă mai călca vreo unul pe sala de sport înainte de panica probabil pe care și-au luat-o după ce au semnat contractul ăsta, da? Că după ce au semnat, cred că au zis, mamă, să moară Jackson, ce-am făcut? Hai la antrenamente! Ăștia n-au mai călcat în sală de ani de zile. De WhatsApp îți spun eu sigur și știi și tu, da? Acum nu știu exploit, dar nu mi-arată exploit, dar vreun sportiv pătibit. Bine, dar în meciurile astea este foarte important, de exemplu, și psihicul. E pentru că dacă oricât de bună ai fi și psihic, sportiv, dar dacă psihic nu ești... Târgu Ocna să mă răgeac seara, ce mai important. Păi stai că se bate și pe versul de pe Târgu Ocna. Uite, m-am bătut și eu cu Dima, cu Eu sunt Dima, da. Cu mânuși de la mare. Am zis, băi, acum mare, hai să ne jucăm, ne distrăm. Ce ai, băi, știi, știi, deci noi până să intrăm în ring. Hai mă, ne distrăm, nu ne... Nu, mă, ce ai, mă, cum să o luăm, mă, nu. Boțule, când ne-a dat gongul ăla să moară Jaxana, ori moare mă sau ori mor eu. Ori moare mama, înțelegi, știi, proverbul ăla. Și am văzut legul în fața ochilor, ei, imaginează-ți cum o să fie la ăștia aici. Se bată ăștia ca lei, ascultă-mă pe mine. Și cum e, toată lumea poate o ia și în râs și în glumă până la primul punct, după începe șmecheria. Nu există, exact. Gluma e până așa, ți-ai luat-o prima oară și cred că e o chestie pe care n-am avea cum să o controlăm, oricât de puternic și psihic am fi. Cât e la primul pumn, iese leul din tine. Și stai așa, nu mai sună tot la Zăvoi că se chide ușa la cușcă, vezi că e criminal, că știi că nu mai e. Ce e la voi acolo, e ferească, Dumnezeu. Speri, mai văd niște filmări de aia pe Instagram, mă gândesc, doamne, dar cum te simți următoarele 5 zile după unul? Dar ce crezi? Înțelegi că zbârnă gherică. MMA-ul ca sport, MMA-ul ca sport e mai puțin periculos ca fotbalul. Multă lume nu știe și nu poate să înțeleagă. Bă, vorbești serios, adică statistic e scrisă chestia. Da, e scrisă. Extraordinar. Fotbalul american e printre cele mai periculoase. Fotbalul american știu clar. Și fotbalul normal. Fotbalul nu știam, da? De din cauza vitezei. Vitezei, tot ce jup, ligamente, da, menisc. Da, știu, păi, dar eu mi-am făcut recuperarea la Ovidiu Curtici, pe care îl pup și îl salut. Este antrenorul, preparatorul echipei Steaua. Și el a reușit să mă facă, că cred că ăsta, piciorul ăsta era varză, altfel. Am avut rol tot în el. Am văzut. Și e cruntă recuperarea, nu vrei să știi cum. Plâng fotbaliștii, îmi pare rău, nu vă dau de gol, fraților, că și eu am plâns cu voi. Se plângea pe rând, înțelegi? Pentru că te băga într-o cușcă din aia care trăgeai cu niște da. Din astea și îți îndoia piciorul. Și ne uitam unii la alții și râdeam unii de alții, știi, pe măsură ce intram la cușcă acolo. Și recuperarea cât durează și... Da, recuperarea e mult mai, în primul rând, că e un pic mai importantă decât operația și mult mai grea decât operația. Și de lungă durată și după... Da, păi dacă și... nu o faci pe toată, rămâi cu el, mai da. Grea. Și după revenirea e și mai grea. Când știi psihic... Să fii sportiv nu e ușor, știm cu toții. Iar aia cu sportul aduce sănătate, nu, aduce sănătate psihică, dar pe corp te distruge. Știi cum zic eu? Eu am spus mereu peste tot pe unde am fost, sportul de performanță nu înseamnă sănătate. Păi nu, asta zic, sănătate. Există foarte mult, foarte puțin sportivi de care să nu se știe că au diferite ligamente rupte. Știi ce? Sau... Da, înseamnă, în schimb, cu excepția cordului, a inimii, înseamnă sănătate totuși și pentru organe. Inima da, e singurul organ care nu poate beneficia de sănătate din punct de vedere al sportului neapărat, de fapt. Nu în totalitate e adevărată informația, pentru că cordul se mărește un pic, mai ales la forma de sport anaerobă pe care o fac eu. Da? Dar în general, sportivii au inima mărită un pic. Dar pe de altă parte, circulația sângelui este extrem de bună, organele sunt curățate de grăsime, adică să fim serioși, sunt și multe părți bune, dar și multe părți rele. Cum ar fi în general pe fizic. Fizicul plânge. Uite, îl mai avem pe Zanidache cu Ciprian Sandu într-un meci. Cu Cipi Rau. Eu zic că eu dă Cipi. Acum, e posibil să iasă din Zani modul... Știi cum îl văd pe Zani? Când eram eu mic, era un film, nu știu, din Gama, Karate Kido și alea cu Van Damme, și era unul care se bătea ca un maimuțic, așa, știi? Și bătea pe mulți prin stilul ăla lui. Dar Cipi, eu cred că e rău. Băi, Zani, în schimb, este genul ăla de persoană care merge până la moarte. Eu, deci eu, o împinge maxim. Eu știu care e faza cu Zani, cred că pe Zani nu poți să-l dai cheo. Adică bați la el efectiv prălusuci, dar nu cade. Bați prălusuci, te ridică, dar mă gândesc că Cipi totuși, bă, l-am cunoscut pe Batu sau o singură dată, când am filmat cu Sebi videoclipul piesei la dans. Și, nu știu, așa e. E ca un burtelier. Știi cum e burtelierul ăla? Știi cum fața, știi? Da, știu. Am văzut un pitbull mare. E un burtelier. Băi, e. Zani m-a căutat, știi, să facem niște antrenamente. Am zis, bă, Zani, eu plec mereu, nu pot să-mi iau angajamentul ăsta față de tine, să te antrenezi, să te pregătesc pentru meciul ăsta. Da, l-ai testat? Da, am făcut așa puțin, i-am dat
tipsurile necesare, da. Și eu zic că are șanse să-l bată pe Cipi Rău dacă va merge. Bă, stai puțin, eu dacă spun ce că am dat... cred că ăla, nu înseamnă că mamă, celălalt are nicio șansă. Stai, nu, nu, aici e o discuție. Stai așa, pe la gala precedentă, gala precedentă. Am văzut toată lumea în emisiunea respectivă. Gala precedentă care a fost, când eram cu organizatorul, am zis, bă, plecăm în jumătate de oră, gata, am plecat de aici. Vezi că a ținut gala aia o grămadă, s-au bătut toți, vreau de tot și da, am vrut să pun la pariuri 100 de milioane, chiar le-am zis. Eram 100%, siguranță, știi cum se zice, bă, mergi și mergi la sigur. Vezi că mă scoteau 4 meciuri. Adică da, sunt, da, nu, se pot întâmpla niște întorsături aici și astea sunt niște discuții între noi. Ține de cum are fiecare snap-ul ăla, știi? Și cum se conectează la luptă. Plus că în cușcă cu mănușile mici, orice pun... E finalul meciului, poate să însemne ce că bate gol. Dar ce, așa ceva, nu? Ia. Fai de viața mea să mă răgeam, să mă doare numai că mă gândeam. Da, mă, nu știu, nu am dat niciodată să mă bată viața. M-am văzut de câteva ori când eram copil, îți dai seama, e invariabil, din scandaluri. Dar nu, fernească, Dios mio. Dar n-ai fost tu la antrenament odată? Ce? N-ai făcut și tu antrenament? Da, frate, am făcut de multe ori antrenamente. Am făcut și la sală, la noi, acolo. Da. Am făcut și la Buftea, când eram la serial, la Pariu cu Viața. Mă antrenam cu unii dintre băieții din garda personală a domnului Adrian Sârbu. Mâncați aici gura ta, mi-am luat un pumn la un moment dat. Eu n-am cunoscut blackout-ul până la pumnul ăla. Deci efectiv, negru și păsărici. Și m-am trezit pe jos. Și ce crezi? Nici măcar nu m-am trezit bine. M-am trezit, ziceai că m-a lovit trenul. Zic, atunci m-am dat seama. Și nu a fost un meci, a fost atunci, un simplu era sparing. Era un sparing. Dar am spus și eu, ia dă-mă. Știi? Da. Vreau să spun și eu, următorul ăsta. Și eu mă mai de bună dată. Și am zis, dă-mă și mie, păi, dar știi care e faza? Până nu ți-o iei de-a binele aia, nu înțelegi ce înseamnă. Și corect. E rău să nu înțelegi ce înseamnă. Am văzut Fight Club cu toții. Știi cum e? De la bătaie la bătaie te crești mai tare. Ca organismul capătă rezistența, păi, la orice. Asta nu înțelege lumea. La orice. Că mai îmi spune, bă, cum e să te bați? E un antrenament. Ce, mă, corpul se obișnuiește să primească lovituri. Psihicul. Păi normal, mă, frate, repet. Una dintre cele mai mari calități umane este adaptabilitatea. Noi ne adaptăm la orice. Și la pandemie, și la mandemie, și la bătaie, și la absolut orice. De-aia omul a reușit să supraviețuiască alături de alte specii de animale, dar pe care le-a ajutat omul. Ar fi vreo sumă pe care Dorian Popa nu a refuzat-o pentru un meci? Normal. Care ar fi suma? 200-300 de mii. 200-300 de mii de... Păi da, să merite să-mi risc sănătatea. Sunt la nivelul în viață la care fără 200-300 de mii de euro nu aș risca sănătatea. Repet, am un picior operat varză. Ăsta dacă se mai rupe odată, clar ajung la numai la lucruri artificiale. Acum n-am nimic artificial în el. Sunt înodat, sudat, ligament. Cuipinol, pipipi, pupupu. Le-a făcut un doctor, sunt ale mele. Dacă se mai rupe odată, e rău. Da? Și gândește-te, îmi sar dinții. Dinții și aia cotă parte de 200 de mii, dacă spun că sunt, dar cred că știi. Înțelegi ce zic? Adică trebuie să-mi asum niște lucruri. Iar pragul rentabilității ar fi 200 de mii, dar dacă mă trebuie pe mine, ca să fiu sigur că m-am dus a doua zi și am cenat fără niciun doar și poate și cu promovare la pachet, cum 300 de mii, că altfel mai bine stau cu mintea mine la domnești, vând o casă și... Și dacă îți vine contractul de 300 de mii? Ce? Mă bat! Dacă vine acum pe aceea bani... Fratele meu, ascultă-mă aici. Dacă vine contractul de 300 și meciul este într-o lună, să spunem, sau în două, cu siguranță în ultima lună am sistat absolut orice contract, am intrat în sala antrenamente de dimineața până noaptea, pentru că la mine când vine vorba de rezistență fizică, acolo sunt, da? Și într-o lună de zile se moare așa dacă mă transform într-un mini luptător. Și s-ar putea să mă trezesc că îmi și place, că vezi că Jake Paul nu era un luptător. Dar prin vlogulețe, vlogușoare, meciuri, antrenamente în continuu, vezi că și-a cam descoperit. Fii, a zis bine Andrew Tate când a zis. De el. Toată lumea îl vede ca pe un YouTuber, ca pe un băiat din media. În schimb, el se antrenează cu cei mai buni antrenori de box, se antrenează cu cei mai buni sportivi de box. E luptător în toată firea. Este luptător în mai multe. Nu, eu nu mă refer. Eu nu mă refer de Andrew Tate, eu mă refer că el a spus despre Jake Paul, da? Nu, eu am înțeles ce spui. Jake Paul nu mai este un vlogger. Nu este un luptător cu acte în regulă, doar că amatori. Normal, nu o să ia sport. Există liga amator, există liga pro și cu siguranță dacă va menține acest drum va ajunge pro. Da. Pentru că, fratele meu, ce dacă eu, suntem oameni. Dacă asortezi antrenamentele fizice cu antrenamentele de luptă și îți dorești și pui sufletul ăsta, de ce să nu poți să deveni luptător? Eu am făcut oricum vreo jumătate de ani de kickbox când eram mai mititel. Am făcut sparing pe unde mai apucam și eu. Chiar dacă m-am bătaie, tot o formă de călire și de așa. Deci sunt sigur că dacă m-aș pune o lună, două pe ele, n-aș fi chiar așa de lepădat. E gata, Las Vegas trimite contractul că iau-te Dorian pentru 300 de mii. Adică sunt absolut sigur că m-aș pune pe ele, dar repet, aș face-o ca la carte.
Foarte bine, pentru că așa scap și de riscul de a-ți rupe ceva. Că toți ții de sănătate. Absolut, nu, nici nu e problema. Deci antrenamente dedicate, pentru că în momentul în care tu, deci să nu se treacă greșit. Dacă un om face sală, nu înseamnă că știe să se bată sau că are vreo calitate la se bate. Nu e nicio legătură, știi că copiii nu văd mare și zic, mă, dai seama cum se bate ăsta. Nu, mă, fraților. Păi da, uite, că ziceai tu de ziceai tu de Scandenbergul, iarăși. Ziceai tu de Cipi Rău, că e bulldog, bulterier. Nu contează mușchii în cușcă. Absolut. Că acolo nu cără mobilă. Da, nu, eu nu mă referam la mușchi la aia. Da, da, da. Mă referam că l-am văzut închegat genul ăla, nu știu, mă. Are o răutate în el. Luptătorii au un mers, o atitudine și mi se părea coare din zona. Mă, nu știu, bă, să-l bată Dani, să-i pune apa în cap. Nu mă interesează. Eu nu vreau să zic că țin cu unul sau cu altul, am spus doar părerea mea neutră și obiectivă în ceea ce privește acest meci. Chiar sunt curios ce va fi să fie. Eu zic să lăsăm sponsorii și... să se gândească la cei 300.000 de euro pentru Durian. Mamă, vreau să mă gândească unul la bătaie, să mă ajac să Părăți bătrânul, lăsați-mă acolo, eu cu șantierele frumoase. Te scoatem din șantier. Uite că acum te antrenezi pe șantier, mai care o daia, mai care o lopată. Zic, Simona. Da, zic să lăsăm sponsorii să se gândească și să luăm o scurtă pauză de publicitate. Mamă, vezi. You're under my skin, closing up to the edge.
pauză și mergem mai departe cu prognosticurile date de Dorian Popa asupra meciurilor din următoarea gală. Ce mă, să mă bat eu? Nu, asta, las-o mai la final. Las-o mai la final, zic eu. Uite-l pe ăsta, imediat cum a gândit-o el, stai să-i mai ținem un pic. Mai ținem aici, ia fii atent. Dintre Perversul și Fakirul, cine zici? Revanșa. Perversul de pe Târgu Ogna. A zis că a așteptat 10 ani, nu știu cât a așteptat să facă revanșa asta, câțiva ani. Tot fac eu. Tot fac eu, nu? E de treabă pe versul, dar așa merg și eu cu tine la... Dar nu, e vorba de cine nu e de treabă sau mai ceva, nu-i ferește. Nu, mă refer că... Cine și eu ia, cine mă refer că pe Fakirul nu-l știu, n-am nicio afinitate pentru el. Într-adevăr. Da, da, ce a cutie plăcută. Mi-a generat un zâmbet nostalgic. Fakirul versus perversul de pe Târgu Ogna, ce tare. Mamă, și mai e Alex Zanoagă cu Bobicioiu aici, e intrigi, nebunii. Bă, frate. A plecat nevasta lui Zanoagă. Nu Bobicioiu, dar să nu fii fasul lui George, nu? Da. Și Bobicioiu a fost în aceeași emisiune cu el. Tot acolo, da. Da, și cumva soția lui Zanoagă a plecat cu Bobicioiu. Cine, mă, cum o cheamă, domnișoara? Păi n-aveam un copil? Ba da. A plecat cu copilul sau fără? Vezi, mă, de ce vorbeam eu de copil, nu? Și vă spuneam, bă, până nu ești gata. Ce vine are copilul ăla, mă? Cum, deci Zanoagă nu mai e cu nevasta? Cum o cheamă pe fata aia cu știa? Adică o știa toată? Simina. Așa, mă, Loica, da. Așa. Și? Și acum? Și Simina a plecat cu... Cu adversarul. Deci, practic, este cel mai... Și Bobicioiu are grijă de copilul Zanoagă? Băi, asta nu știu. Și Zanoagă intră în zi cu Bobicioiu? Deci este cel mai așteptat meci. Quiero que debo hablar en español, es una telenovela aquí, se moară această la... Wow! Deci, practic, acolo... Păi vor... Zanoagă, mă, dacă ar trebui să o luăm așa, indiferent de cum se bate fiecare, Zanoagă trebuie să bată, că altfel e rău. E nașpa și pentru copil, îți dai seama. Pentru tot e rău. Îți dai seama presiunea psihică pe Zanoagă. Bă, dar acum lăsăm cumva deoparte. Cum să faci așa ceva? Bă, vreau să vă spun un lucru. Și între ei că erau toți trei prieteni. Orice din partea ei, dar parcă orice din partea lui era Bobiciu ăsta. Nu-l cunosc cine e, da? Nu te bagi, știi că au copil. Asta zic că se mai și știu între ei, adică fiind cumva prieteni, să zic. Păi mă gândesc dacă au fost la aceeași emisie, de asta e vorba, că dacă nu știau, atunci era numai vina ei, dacă nu se știau între ei. Dar dacă el știa, în fine. Nebunie. Bă, nu știu. Dar știindu-l pe George, știu că fratele lui Alex este un bătăuș bun, mă gândesc că va antrena și... Da, vedem ce este. Datoria lui de ce-ar fi fost în situația asta. Unchi. Da, nu, cred. E, continuare. Copilul tot acolo e. E datoria lui de unchi, da, să-l ajute pe tata. Bine, și aici am înțeles că câștigătorul dintre ei va semna încă un contract pentru două meciuri. Că separat de toți trei. Asta toate. E like Duma Ligii, Duma, cum se numește? Zic. RXF. Da, nu, RXF știu, dar cum se numește, cum e zis tu, că e termenul? Gale, da, da, da. Asta e Duma Galei, adică oricine câștigă semnează încă două sau așa la ei. Doar la meciul ăsta, din ce am înțeles, vedem ce se mai anunță până pe 27. Semnează încă un contract pentru încă două meciuri și se anunță, încă nu se știe cine, dar se anunță un luptător. Care câștigă între ăștia doi. Da, și se anunță o luptă cu un alt luptător de renume. Bă, felicitări pentru organizatori, e o chestie de care România avea nevoie. Și iarăși, spre a fi cât se poate de sincer, mă, că sinceritatea e atât de frumoasă. Bă, bătaia, luptele sunt un sport care generează venituri cool. Adică oamenilor le place să uite la bătaie. Nu e o rușine, e un sport, da? Și în România și la nivel global, luptele fac foarte mulți bani. În special între persoanele cunoscute. McGregor, milionar. Numai milionar, monștri. Păi da, dar fii atent ce avea un comun Mayweather cu McGregor. Toată lumea vrea să-i vadă cum pierd. Așa și aici. Ăștia care sunt cunoscuți. Cine a făcut pasul greșit, că am uitat? Mayweather, nu? În ce sens? Că a făcut într-un meci din asta. Cu cine s-a bătut? Mayweather cu McGregor? Nu. S-a bătut cineva cu un vlogger dintre ei, cred că Mayweather sau cine. A, da, Paul... Mayweather cu unul din frații Paul. Așa, Paul. Și a fost egalitate, Sanchi. Cumva. E, și pe au fost acolo, n-ai voie să dai, nu? A fost un de imagine uriaș. Chiar vorbeam cu PR-ul meu, cu Cori, sunt curios cât a încasat ca să-și asume acel egal, că înțelegi tu. Da, oricum el e la pensie, să zic. În cap, mă gândesc. Și la pensie și acum ăsta, mi-e uite, mai face meciuri și în Japonia de box. Nu mă înțelege greșit. Eram doar curios câte zeci de milioane. Nu mă înțelege greșit. Sute de milioane poate să ajungă. Sute, nu?
Nu mă mir. Iată, la niște sute de milioane mai contează. Nu mă mir. Cum, frate, și ce s-a jucat omul, s-a distrat? Păi asta zic, adică nu i-a pus nicio presiune. S-a bătut cu copiii din lume. Ce crezi că știau toți copiii lui Jake Paul? Că cu Jake s-a bătut, nu s-a bătut. Cu Jake, cred. Da, bravo, interesant. Și de asta... M-aș spate și eu cu Doroftei. Deci avem anunțat în lume, avem anunțat. Dă moșul una, mă întorc de văd stele verzi și le pun la cap. Da, interesant. Și eu m-am certat cu multă lume pentru conceptul ăsta de gală din sport, din domeniu, pentru că lumea încă... Ce, încă de lumea ea? Încă e sceptică, pentru că lumea are impresia, domne, vin ăștia și ne dau sportivi afară, nu mai au loc sportivii să se bată, dar lumea nu înțelege că toate galele astea profesioniste din România sunt niște afaceri private, adică eu i-am dat o vină acum și îmi fac gala mea și bag pe cine vreau pentru că eu vin cu banii. Bineînțeles, și nu discutăm mai departe. Lumea care vrea să facă lumea care vrea să facă performanță are campionate naționale, europene, mondiale, olimpiada. Yamato este o piață liberă și fiecare poate să facă ce vrea. Cine se plânge că aolo nu e drept? Păi stai puțin, dar câte lucruri sunt drepte? Corect. Cum ar fi să spun eu, vai, nu e drept că ăla construiește și el case lângă mine. Ai la rază de 100 de kilometri să nu construiești. Sau ăla vinde mai scump. Băiești nebun, da. Băiești nebun sau chiar mai ieftin. Fiecare face ce vrea. Hai să ne jucăm. Tocmai asta face și eu cu frumos. Concurența. Corect. Pentru care mulți promotori nu înțeleg și se ceartă între ei în loc să crească sportul ăsta, bazându-se pe toți sponsorii, pe tot valul ăsta de imagine. Pe ei care... deranjează că a te lupta cu o astfel de gală înseamnă două funcții. Mai mulți bani băgați în marketing, mai mulți bani băgați în X, în Y, în Z, în T, ceea ce înseamnă o marjă de profitabilitate mai mică. Păi cum să nu-i deranjeze când nu se mai împart cărțile cum se împărțeau înainte vreme, nu? Și uite, concurență tată. Și ziceai tu de McGregor. Noi nu ne-am voitat niciodată că sunt mai mulți youtuberi, să fie cât mai mulți. Și ziceai tu de McGregor. Păi McGregor a revoluționat sportul prin gura, dar bine cu gura, nu că era cel mai bun. Eu îl știu ca cel mai bun, nu prea urmăresc lumea asta. Da, eu am mai fost oricum, ceva știe să dea. Da, da, nu, mă refer că sunt alții mult mai buni. Ești pregătit să lupți cu McGregor, nu? Ce ai, mă, în curând? Sau cu Mayweather? To be continued. Cu McGregor sau cu Mayweather? Cu cine ți-ai dori? Dacă tot am zis de ei. Bă, cu Mayweather, că McGregor cred că mă omoară efectiv la propriu, adică aș vrea să respir. Cu Mayweather... Da, dar e jumate din tine. Mayweather? Da. Păi asta zic, cu Mayweather cred că o duc un pic, nu știu, măcar, știi, o duc un pic. Da, fii atent cu unul din... Dacă McGregor, doi, și mă uit la el, pe că îl urmăresc pe Insta, bine, nu cu follow, dar urmăresc, da. Unde îți dai follow? Bă, nu știu, mă, când îi văd, mă, mă sperii să mor eu. Atitudine. Bă, frate, bă, ce... Numai din atitudine poate să te desumfle unul la... Și cred că este, o, cât de importantă este atitudinea atunci când intri în ring. Da, n-ai văzut și conferințele de presă dintre Mayweather și McGregor. Ăla a fost show-ul mai mare decât meciul în sine. Da, asta e de când lumea și pământul. Vezi Evander Holyfield și Mike Tyson și mușcat de ureche și alte povești. N-ai văzut ce privire avea Tyson, mai ales când s-a eliberat din închisoare, zice că smulge sufletul din corp. Eu sunt fan Tyson, știu că n-a făcut cele mai bune alegeri din punct de vedere business în viață, dar este și va rămâne un nume pe care nu ușor îl vom uita. Normal. Și uite că încă luptă. Muhammad Ali, astea sunt nume reprezentative pentru sport. Când am fost în Vegas, ca o paranteză, am cumpărat și eu inelul de campion mondial al lui Muhammad Ali și autograful lui de la casa aia mare de amanet. Monștri ai sportului. Corect. Bravo lor. Dar dintre box și MMA, care sport crezi că te-ar prinde? Boxul. Da. Îmi place mai mult. Pentru că pe picioare nu dau bine. Nu știu de ce. Antrenamentele mi-au demonstrat-o. Iar pe grapple, pe prize, cred că aș fi penibil pentru că sunt dita mai ursul. Și la prize cred că trebuie foarte multă flexibilitate, zvâc, viteză, să fii subțirel, să te contorsionezi. Eu nu sunt niciuna dintre cele de mai jos. Asta îl ajută foarte mult pe McGregor. El este un foarte bun contorsionist, este foarte agil. Nu, eu nu sunt mai muțic așa. Eu sunt mai muțic din alte puncte de vedere. Da, nu de grapple. Dintre frații Paul, te-ai luptat cu unul din ei? Cu Logan, da. Da, că el se antrenează mai puțin. Da, e mai light. E așa, a rămas mai mult pe YouTube. Vezi că eu nu-s prost, nu mă duc ca cocoșul. Să arunci niște nume grele. E foarte important să știi să-ți alegi adversarul. Este foarte important, dacă ai șansa să-l alegi. Dacă n-ai, aia e. Cum ar fi să se anunțe meciul ăsta, Dorian Popa versus Logan Paul? Să te audă Dumnezeu. De ce nu? Aș prefera, știi cum? De ce te că Dorian nu-și dorește să intre în ring? Trebuie să te bată 4 luni în continuu.
N-am ce voie. Și dacă mai legat la mâini. Îți dai seama câte case faci după? Deci și dacă mai legat la mâini, m-aș bate cu Logan Paul. Nu mă înțelegi de ce. Normal. Din punct de vedere marketing. Cine bă ăla? Până ăla a putut de la legat, era legat de mâini. Ăla e bă, da, bă, și-l prostul ăla, nu știu, frate. Că am curaj să-i te păi uite că spuneai de McGregor, el e cel mai cunoscut și s-a bătut cu unul, Khabib Nurmagomedov, care așa. El într-adevăr e extrem de bun, mult mai bun ca McGregor. L-a și bătut. Am văzut numele. L-a și bătut pe McGregor. L-a abandonat, a ieșit un scandal, în da, fine. Știu, am văzut ceva. McGregor l-a transformat peste noapte în superstar pe Khabib. Credeți ce putere are McGregor? Despre asta e vorba. Mediatic. Despre asta e vorba, până la urmă. Eu nu mă ascund, ăsta e adevăr. I-a zis, dacă tot ești pregătit, încercând ce-ai zis înainte, până a venit Dorian. Ce, ați ajuns la alea cu sosulețe? Lasă că pe alea le-ai văzut. Nu, avem noi aici. Deci că le-ai văzut, le-ai spus ca să le văd, efectiv, să mă sperii. Să fii pregătit, dacă da. Pleci sau nu. Uite, Yamato și-ar dori să știe dacă... Continuă. Dacă tot ești pregătit și ai intrat pentru suma respectivă în ring, vrei să încercăm acum să fii lovit de Simona în abdomen? Doamne, nu ce. Simona are și da, îmi pun și dacă îmi pun după de tine, da, nu. Pun... Ce? Dar nu, dacă ai exersat sau asta, nu, oricum, nu pare o femeie care să nu fi făcut sport la viața ei, dar sunt îmi conștientizez puterea în abdomen. N-ai fi prima care dă cu pumnul în abdomenul meu, doar să nu dai în plex, te rog. Nu în plex. Că îmi tai respirația și aiurea. Dacă îmi dai în full abdomen, eu zic că țin. Ok, hai să vedem. Abdomenul lui Dorian Popa versus stânga ucigașa Simonei Hapciuc. La care suntem? La aia de acolo? Dorian e Simona, vezi că a făcut și kickbox. Bă, n-am subestimat-o din punctul de vedere. Pur și simplu m-am bazat pe ce cred că pot eu să duc, nu, doamne ferește. Stânga sau dreapta? A? Stânga sau dreapta? Stai un pic. Trei, pe ce te-ai montat deja? Hai. Acum ești cu stânga direct, Simona. Nu mai pe stânga, nu mai dă la cameră. Ok. Stânga, da? Da. Hai, m-am picat. Hai să vedem. Dorian, te rog, nu te hai, da. Hai că s-a încordat, Dorian. Oh, mai sus puțin. Mamă, dar ce abdomen are? Zici că este cu piatră. Nu, îți dau cuvântul de onoare, că nu mai. Adică asta de sus ai plasat-o bine, se vedea că a fost a treia. Dar nu, că spune, știi cum îți dai seama imediat dacă un om bravează la astea? În momentul în care te doare, stai, respirația în abdomen. Știi? Da. Ce vorbești? Mic. Știi când auzi n-ai? Ce? Nu, mai dă-o dată. E clar că e nasol. Dar oricum, ai putere, adică și știi să dai. Deci Simona Hapciuc nu are nicio șansă împotriva lui Dorian Popa. Abdomenului. Împotriva abdomenului. Seama că, normal, într-o emisiune fiind, probabil că creierul tău a controlat un pic lovitura, n-a dat cu una supremă, cum ar pe da care într-un, nu am. Într-un sac cu fața fostului iubit, dar sunt și eu acolo, am făcut și o față. Corect. Față cu brio. Te uiți, iar te uiți la sosurile alea. Mă tot uit. Bă, știi că ai faza, nu mai nimeni, că eu mănânc super picant. Acum singura chestie pe care o puteți cauza, eu moștenind de la tatăl meu acea boală, s-ar putea să o treziți voi la realitate acum pentru următoarele o lună, două, că asta durează. Dar să vedem, am acceptat, merg înainte. Bine, Dorian, tu poți să răspunzi la întrebări și să nu ajungem la sosuri. Eu cred că la unele... Sunt absolut sigur că a spus niște întrebări din alea la care ești obligat să mănânci, că n-am venit aici să revoluționez. Mă întreb pe mine... Să dau presa peste cap cu titlul nu, dar mă întreb pe mine, dacă mă întreb pe mine, eu cred că pot să răspund și la toate. Nu, sunt eu aș răspund la toate, oricum. Nu știu, sper să nu fie alea din zona sportului la care n-am cum să răspund nici dacă aș vrea. Zona sportului în ce sens? Înțelegi tu. Ha. Uite, am să încep eu și vreau să te întreb dacă ai fost vreodată înșelat de vreunul dintre partenerii tăi la vreun spectacol și aș vrea să-mi spui și numele și suma. Sau? Să mergem... Sau dacă n-ai primit... Ce săpăcită ești, n-am primit niciodată întrebarea asta. Uite, eu vreau să cât știu. Cât de cool. Tu ți-ai scris-o tu, mă, să fii sinceră, sau aveai? S-a primit de acolo, de la sufluri. Da, am fost, dar nu la concert. Am fost înșelat, dar nu la concert. Povestește-ne. La publicitate. N-am să spun clientul, că săracul, eu vorbesc cu el și în ziua de astăzi. Din punctul meu de vedere, greșeala recunoscută pe jumătate iertată. Bă, dacă îmi răspunzi la telefon și îmi spui sunt falimentar, s-ar putea deja să empatizez un pic cu tine. Mai deranjant e când nu-mi răspunzi și când efectiv încerci să te faci dispăru, că nu dispari, stai liniștit. Dar care a fost povestea acolo? Avem o reclamă, făcută prima oară, totul a mers bine. Nu știu dacă s-a încăpățânat să o facă și a doua oară, am înțeles că aștepta niște fonduri europene sau un credit de la bancă care a întârziat să apară. Și 6 luni, 7 luni a plătit
Și îmi sunam prieteniște când îmi răspundea, zic, bă, dar vreți că mai... Și într-o vină mi-a zis, bă, nu, o să puteți bagă în insolvență. Nu m-a deranjat, 3500 de euro. La fel cum nu m-a deranjat nici când unul dintre constructorii a plecat cu vreo 15.000 de euro. Unul dintre constructorii de la... Nu de la cartier, de la casa mea. Prin, la casa mea am trecut prin multe, pentru că am făcut-o așa cu genul. Am văzut și ai făcut-o treptat, n-ai făcut-o toată, cu toți banii. Am făcut o casă la 28 de ani. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și ziua de astăzi că am reușit să o finalizez și care mai mult decât visam, piscină și alte chestii. Dar a fost prima și prima oară, știi cum e, și dragoste scârțe. Prima oară în orice, și în afaceri, și în orice. Și atunci a plecat. Având încredere, pentru că îmi construise jumătate de casă, la un moment dat am ajuns să-i plătesc și n-aveam sume, doar ca să-și poată face treaba. Eu îmi doresc ca oamenii cu care lucrez să fie, să se simtă la mine ca în rai, ca să lucreze cu sufletul. Și atunci când îmi cerea bani, îi dădeam. Și cu instalatorul ai avut o problemă. Da, am avut-o, vorbim și de aia dacă vrei după aceea. Și la un moment dat mi-a zis, bă, m-am blocat, nu mai am banii, eu pot să continui să-ți construiesc dacă vrei, dar trebuie să-mi dai din nou banii, zic, mă, să te plătesc de două zi, uite, nici chiar așa. Ce m-a impresionat era că trecea într-o pasă proastă din punct de vedere psihic, dovedită medical, adică era în depresie, ce să mai ne scăpină pe ăla de atrabură. Și a vorbit cu mine, vorbește cu mine, nu te ascunde de mine și de datoria ta și poate o reglăm cumva. Am reglat-o, l-am păsuit, am închis ochii, nu s-a întâmplat nimic rău, nu am acționat o judecată. La ceva după mi-a și dat o parte din bănuțele înapoi, vreo 5.000 de euro, mai cu țărâita, dar am apreciat efortul. A încercat. Și faptul că m-a sunat, bă, uite, vreau și eu să încerc să-ți dau ceva înapoi. Cât ți-ai dorit? Și zic, dă-mi, știu, 5.000 acolo din tot ce a fost. Și s-au întors. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Și uite că ne-am întâlnit chiar și în ziua de astăzi și am putut să ne strângem mâna, să ne privim bărbătește în ochi. Plăcut. Deci ai iertat și, l-ai iertat și pe cel care... Da, dacă vorbești cu mine, te iert. Pentru că orice om poate să ajungă totuși în situația asta. Ok, hai să nu vorbim de 10.000 de euro, că atunci înseamnă că deja e ceva riscant și a încercat să faci chestia aia. Da, e putred. Dar dacă se întâmplă să te blochezi cu 2-3.000 și efectiv firma ți-e în insolvență, te văd că nu mai promovezi nicăieri, văd că nu mai vinzi, că îți dau un Google să-ți iau produsul. Dacă nu te iert așa, caut un pic să văd dacă e reală povestea. Și dacă e reală, orice om poate să mai dea faliment. Ce-ți faci apoi? Pui ștreangul de gât? Yamato? Ai răspuns, acum pune eu și pe a doua. Eu le-am aici pe ale mele. Eu am să rămân așa puțin în zona banilor și aș vrea să știu care este cel mai mare contract de publicitate pe care l-ai avut până acum și la fel să ne spui și suma pe care ai încasat-o. Cheluțu a avut cel mai mare contract de publicitate. Cheluțu, nu tu! Da. 150.000 de euro pe un an de zile. Și nici măcar Dorian Popa. Deci Cheluțu l-a bătut pe Dorian Popa. Da. Eu cumulat... Am avut mult mai mult, dar un singur contract, un singur contract, big sum, cel mai mare. A fost al lui, da. Am avut și 120, 130, dar deci, chiar 150. Wow. E posibil să fi făcut parte din contracte de anvergura asta de peste 200.000 de euro când eram în element, dar eram mai mulți, banii se împărțeau, nu ne negociam noi sub nicio formă. Personal, Cheluțu, din familia Popa și eu după el. Da. Ușor după, lejer după. Da, am să las pe Yamato să spună următoarea întrebare. Bună, asta da. Fii atent. De cine ai fost cel mai dezamăgit în Asia Express? Oricum am apreciat mult că tu te-ai dus cu mamișor. Dar ce, frate, nici nu trebuie să mă ascund. Că eu cred că întrebarea asta a fost pusă de cineva de la voi din domeniu care știe și care știa și răspunsul. De Moroșanu. Pentru că nu a fost onest. Este așa. Tu n-ai fost cu Moroșanu și tu? Da, am fost eu cu el la Survivor. Sunt de părere că Asia Express este un joc în care trebuie să fim și competitivi și că asumarea este cel mai fair lucru de care putem da dovadă atunci când suntem strategi. Eu sunt absolut sigur că el în ziua în care ne-a trimis pe mine și pe maică mea pe munte în sens invers traseului, 4 km în munte cu mașina, ulterior știind că vom coborî pe jos serpentinele în condițiile în care afară ploua,
Aia nu a făcut-o cum a spus el, că mama mea își dorea să meargă acasă și el a vrut să o ajute. Adică mi s-a părut gravă rău forma de eschivare, ca să nu o numesc, să nu spun alte adjective mult mai dureroase. Ceva să zic în față, bă. Bă, ai venit cu măta, alergai în spatele meu de nerăsuflați în ceafă și știu că tu ești un om competitiv și am vrut să te scot din joc. Și tu îi strângeam mâna și spuneam bravo moro. Da-te duma asta cu... Pe care a folosit-o și Vârciu, stai liniștit că eu nu mă ascund de ei, da? Vârciu pe drag și ăla așa e el. Sanchi, la următoare, ei ce-au văzut? Dacă maica mea mai plângea din când în când, eu i-am spus și ei că ea a greșit cu chestia asta. Aoleu, nu mai pot, vreau acasă, dar rar, nu tot timpul, ăștia aveau întotdeauna salvarea la vot. Că știi cum e la vot, câteodată ți-e rușine să votezi? Că rămâi cu ea care ți-ți dragi toți și pe cine votezi? A, păi pe aia mă, că o dăm pe măsa dacă e. Că noi așa am ieșit din joc. Știm că mamișor vrea acasă. Bă, dar oricare dintre noi mai spune vreau acasă. Așa, gata? Ce, Vârciu n-a spus el că vrea acasă sau Moro n-a spus el că vrea acasă într-unul din interviurile alea? Spui că ești acolo, obosit, zi, bă, vreau acasă. În fine, Moro a fost cel mai neserios, pentru că nu și-a asumat. Eu i-am spus-o și la Capatos după aia, dar nu a avut curajul nici în ziua de azi să recunoască. Noi vorbim, să te sune, suntem prieteni continuare, ne ajutăm, jos pălăria, n-am o problemă, el e un om mișto, dar câteodată fiind foarte competitiv și el, se rupe de realitate un pic și n-a se expresat rupt de realitate. La fel și nu cred că există om care să poată spune că există, că vede vreun gest, vreun act de bunăvoință atunci când trimiți o femeie de 64 de ani care oricum, bă, vine acolo, pedalează 8 km, alergă cu voi, cu... Fă, ok, că n-am eu bagajul ei, dar alerga și ea la 64 de ani și, bă, ai trimis-o tu în munte de drag, ca să-i faci un bine. Ca să vrea să plece mai înainte să plece acasă, să meargă 4 km pe munte, pe jos, cu genunchii de 64 de ani, second hand. Da, ai reușit vreodată să stai de vorbă cu el, așa cum stai cu noi și să-i spui toate lucrurile? Aici voi vă cunoașteți din emisiuni cu el? Nu, hai să-ți explic un lucru. Time is money. E cea mai importantă chestie pe care am învățat în viața asta. Ce aș avea eu de câștigat dacă aș sta să lămuresc eu acum cu Moroșanu teoria chibritului? Dacă el din start, several times, adică nu numai în emisie, și ulterior la Capatos și ulterior prin alte interviuri, n-a vrut să-și asume, de ce aș sta eu să... Să tragi de o chestie. Să scot la suprafață. Deci nu-ți dorești să dovedești nimic, adică. Păi, dar nu și... Viața mea este extrem de fericită și de încărcată pozitiv. Păi avea ceva de dovedit? Și fără această explicație. Cu el? Nu. Bine. Bun, mergem mai departe și... Ați și voi ați avut împărțit? Și a fost într-o emisiune cu el. Eu știu asta, eu știu și ce emisiune a fost, dar nu se vede chiar tot, știi cum e. Da, păi asta zic, că ce în spate... Din cauza competitivității lui, și este efectiv... Este foarte competitiv și se aprinde repede și pierde din lucru anumite lucruri. Dar eu m-am mai ciufulit cu el oricum. Eu m-am ciufulit cu el și în emisiunea cealaltă, din junglă. Când i-am spus că nu voia să-și am zis, ce mi-a să mă bat? Bate-o aici, nevoie, dar... Cum prost să fiu să încerc? Să-și dea și eu un pumn doar ca să nu cad ca prost, dar oricum mă distrugi, mă omori, adică... Deci de ce vorbim? Eu nu îl provoc la bătaie, că e un bătăuș de primă mână, jos pălăria pentru Moroșanu. Normal, eu prost e să provoci un sport, dar mai prost e ăla care se pune... Dacă voi, în calitate de luptători, vă luați așa cu orice popa, sincer, greșeala e la voi. Da, păi asta zic. Adică... Înțeleg ce vreau să zic și apreciez că mi-ai ridicat-o la fileu. Ia, următoarea întrebare. Că tot vorbeam noi, când vine contractul ăla la Las Vegas, trimite bani aici, de nici nouă parte. Dacă ar fi să ai o luptă în cușca Eric Sef, cu cine crezi că ai avea o luptă ușoară? Alex Velea, Chelu sau Jador? O luptă ușoară. Pe care îl crezi cel mai slab? Dintre cei? Chelu. Pe Chelu îl crezi cel mai slab? Da. Așa că Care dintre toți el pare cel mai bad boy? Pentru că, el este un bad boy, nu judecă nimeni chestia asta, dar e un alt fel de bad boy. Adică eu nu-l văd pe Chelu luptător, eu cred că lui e lene să se antreneze, nu? Cred, nu știu. Deci nu, tu o privești, nu zic, Doamne ferește, tu o privești. Mi se pare cel mai puțin sportiv dintre toți. Și e un sport. Adică, ok, nu spun că îi dau KO în prima rundă, dar la un moment dat va fi nevoie de rezistență. Rezistența nu capeți într-o lună, două de antrenamente, rezistența o capeți în ani de sport. Stamina, vorbim de stamina. Da. Vezi că Jador e tânăr, e în putere? Mai gândește-te și la vârstă? Înțelegi ce spun? Plus că se antrenează foarte mult Jador. Iar Velea chiar e sportiv, adică și bănuiesc că și cu lupte și cu astea, că l-a mai văzut antrenându-se. Deci tu ai gândit-o din punct de vedere sportiv, stamina, strategic. Stamina, tată. Eu nu sunt un bătăuș bun, dar rezist.
Și dacă e nevoie să ajungem până în ultima rundă, cu siguranță eu în ultima rundă încă mai am energie. Dar stai așa că ai zis că nu e dat knockout în prima repriză. Dar crezi că în ultima i-ai dat? Nu știu dacă aș putea să-i dau knockout, dar cu siguranță asta aș ținti. Pentru că mi se pare cea mai șmecheră. Eu când văd un match de, nu știu, o luptă, că se termină la ridicat mână de aia cu decizia arbitrilor, m-am plictisit de rău. Dă-i tată să doarmă, unul trebuie să doarmă, punct. Dar ia fii atent, să avem slow-mo ăla. Pe Chelo îl consider cel mai slab. Dar e greu că e mai înalt ca mine, cred, nu știu. Cu cine și-ar dori Dorian Popa să aibă meci dacă vine contractul pe masă? Cu cine mi-ar plăcea să mă bat, da, nu? Păi nu știu, n-am să dau, adică n-aș spune răspunsul business, că răspunsul business... Nu mă refer business. Știi, cu cineva să bat, să-mi iau și bani, să fiu și campion absolut, dar e ură totuși să te bat singur. Da. Se pare stupid. Cu cine m-aș bate eu, ca să fie cool? Oricum aici, scuză-mă că te întreb, e și greu. Să știi că eu cred că cu Chelu. Tu n-ai avea nicio... N-ai avut nu, nicio eu cred că cu Chelu, nu glumesc. Da. Deci cu el te-ai bat. Pentru că în primul rând el mă haterește masiv. Eu n-am nicio problemă, adică mi se fix rupe că mă haterește Chelu. Dar mă haterește masiv, eu îl văd. Adică toată... Știi când îți dai seama că un om te haterește? Când te haterește gratuit. Adică pur și simplu nu e nimic în ecuația dată și deodată auzi muie Dorian Popa, vorba vine. Păi asta... Scuzați-mi expresia. Dar e, știi, e ca la meciuri. Știi când jucau Steaua cu Rapid și auzeai râs Dinamo. Da. Păi asta vreau să zic, că tu nu ai fost implicat în nicio ceartă cu nimeni ca să fie așa. Pentru că eu am învățat de la viață un lucru foarte smart, nu te băga în așa ceva. Da. Deci, spre dezamăgirea mea, jumătate dintre colegii pe care și în continuare îi am ca idoli, din punct de vedere muzical sau din alte puncte de vedere, m-au jignit fără scrupule, nici măcar cunoscându-mă. Uite, vrei să-ți mai spun unul dintre ei, Grasul XXL, nu știu ce a avut cu mine, a dat cu hate în mine stânga-dreapta. Vezi, eu nici nu mănânc usturoi și să răspund la mai multe întrebări picante decât mi-ai pus. Tu îmi pui una picantă și o să răspund la trei. Niciodată n-am vorbit de asta. N-am înțeles de ce a fost Grasul așa supărat pe mine. Eu cunosc toate versurile, cap-coadă. Eu îl iubesc din punct de vedere muzical. E wow pentru mine, da? Bă, o piesă pe net, nu știu, vorbește că trăși pe măta la Asia. Că... Dar Chelu care crezi că este motivul pentru care... Deci da. Out of the blue, așa. Ce? Chelu care crezi că este motivul pentru care a ajuns la acest hate cu tine? Probabil excesul de atenție față de mine. El are o problemă cu oamenii care se atenție. Oamenii care primesc. Da. Dar cred că dacă știi să-l iei, nu e o problemă, pentru că să fim serioși. Mihai Bendeachie e like zeul atenției, self-atenției, auto-atenției, da? Și totuși, cu toate astea, cred că sunt prieteni foarte buni din ce văd eu din... Și cu Grasul... Mă vede pe mine Andrei, cred că așa și... Când Chelu, când m-aș întoarce la piesa cu... Te-am pierdut, știi ce-ai de făcut? Fără lovele la scurt, știi? Și Grasul ce crezi că a avut cu tine de... Dintr-o dată... Habar n-am avut. Doamne, eu când eram mic speram că o să-mi fac o piesă odată. L-am și abordat. Și eram într-o șaormerie și... M-am dus și am zis că aș vrea să facem și noi o piesă. S-a uitat la mine așa, după aia am întors capul, nu mi-a răspuns, am zis ok. Și după aceea când ne-am întâlnit ulterior la un eveniment, mi-a zis că a crezut că-s polițist. Ok. Deci ți-a zis că el nu știa cine ești, da, practic. Da, da, da. Și după aceea, da, nu știu, mă depășesc atât de multe lucruri. Vreau să spun un lucru, până mai de una zi, jumătate din colegii mei râdeau de dinții mei și acum toți au aceeași dinți. Asta am văzut bine și eu. Iată-mă că spun, am să fiu un pic arogant, nu chiar aceeași dinți ca ai mei. Dar dinți și-au pus și ei. Asta e gura lumii, nu o să poți opri niciodată. Și cu cât te complici mai mult să cobori acolo, că e o coborâre, și să te mânjești și să-ți pierzi din timpul care este atât de prețios și de scump, time is money, revenim, cu atât ai de pierdut mai mult. Câinii latră, ursul trece, apa trece, pietre în mână. Sunt atâtea proverbe care îți dau de înțeles ce ai de făcut în viață dacă deschizi ochii și urechile. Ok, o să închidem ciclul acestor întrebări cu o întrebare așa, zic eu, mai picantă. Și aș vrea să știu dacă ar fi să naufragiezi pe o insulă pustie cu o femeie. Și îți dau și trei variante. Am dai variante? Am și tot la sfârșit, și la sfârșit îmi spui și varianta ta, dacă nu se află printre alea. Nu, mai de ce, că ai văzut că am făcut alea. Hai, nu, mai înseamnă că răspunde. Întrebarea ta era cu variante. Și când ai văzut că m-am dat eu peste cap, ai zis, ha, nu, și am vrut să răspundă. Haide, dă variantele. E din România?
La cine te-ai gândit tu? Nu, Doamne ferește, nu, eu la ce mă gândeam, nu contează, hai zi. Mihaela Radulescu, da? Bianca Drăgușanu, da? Sau Antonia? Băi, Mihaela Radulescu all the way, pentru că Mihaela Radulescu este una dintre femeile care mi-a marcat tinerețea aia, cea mai tinerețe, știi, când ești plin de hormoni și de testosteron. Păi când Mihaela Radulescu era cea mai frumoasă femeie a României, eu eram un puțoi exact de 14-15 ani, cred, nu? Când înțelegeam ce înseamnă începeam să înțeleg ce înseamnă masculinitatea din mine, deci n-am avut nicio greutate, să spun. Mihaela Radulescu toată ziua. Nu. Este o femeie extraordinară, cu un fizic extraordinar și cu un genetic foarte mișto, care a reușit să oprească cât de cât ani în loc, ceea ce este foarte greu de făcut. Acum normal că una e Mihaela Radulescu de acum 20 de ani, de care vorbesc eu, 15 ani, și una e Mihaela Radulescu de acum, dar și acum este o femeie extraordinară pentru etatea dânsei. Ok, și dacă ar fi să ne dai un nume care nu se află pe lista mea? Ăla pe care vrei tu. Nu, mai, nu voiam, eu am crezut că vă duceți la întrebarea aia cu cine, maică ta, nevastă ta, am crezut că e clișeu ăla și mie nu-mi plac astea. N-ați avut multe, ați avut doar cu copilul și cu atât. Și nu, pe bune, nu, adică îmi plac interviurile altfel. Deci, nișează-mi într-un fel, ca să nu fie nevoie să-ți răspund nevastă mea, că e normal să răspund așa. Nișează-mi întrebarea, zi, cu o femeie ce? Din spațiul public din România sau ce? Da, o femeie din spațiul public din România care nu se află. Care nu e din lista asta. Da. Stai să mă gândesc un pic ca să dau un răspuns pertinent. Trebuie să fie o femeie care să-ți placă ție. Deci, trecând peste Mihaela Radulescu, care deja ne-a explicat o altă femeie din România, da, care mi-a marcat tinerețea. Vezi, încerc să dau un răspuns onest. De asta să mă gândesc un pic. Este Monica Bărlădeanu, care îmi plăcea foarte mult încă de când eram. Îmi place foarte mult încă de când eram mititel. Acum nu vreau să te înțeleagă greșit, pentru că acum sunt bărbat și nu vreau să se înțeleagă că îi fac avansuri sau că flirtez inutil public. Dar este una dintre femeile care atunci când eram mic și mă gândeam eu așa, la cum alegi fiile mele cu carapalm, era cu mine pe cal acolo. Era cu tine pe insulă. Era cu mine pe insulă, bravo, mersi. Înțelegi? Deci gata, ți-am răspuns. Dorian, vrem să îți mulțumim foarte mult pentru sinceritate. Eu vreau să vă felicit pentru că foarte mișto interviul. Ți-am spus și mai devreme, cu sinceritate, n-ați scăpat mult în decor, doar cu copilul, dar e o întrebare clasică pe care... Să știi că eu nu știu așa, ca mamă, cred că am simțit să o pun. Este normal. Nu, și eu și sincer să fiu, scuză-mă că te întrerup, eu te-aș vedea pe tine, te văd a cel mai cool tată. Da, știu și că pot fi, dar și e frică. Și sincer să fiu, uitându-mă la tine și la Claudia, că vă știu pe amândoi, mă, cred că ar fi o frumusețe de copil. Și amândoi businessmen și Claudia atât de creativă. Mă gândesc că la un moment dat, da, o să fie ceva. Un copil de nota 100, nu de... Doamne ajută, vom vedea. Când decide Doamne, o să se întâmple toate în ordine. Bineînțeles. În ordinea firească. Da, până la urmă toate vin de la el. În ordinea firească, exact, da. Da, așa că vreau să îți mulțumim. Deci așteptăm meciul, a zis 27, mai sunt... Ia stai așa, vii la gală? 18 zile, nu? Stai să văd ce fac pe 27 ăsta, că sincer, dacă stai aici... Verifică telefonul, că nu mai zicem agenda. Eu aștept meciul cu Dorian, adică... Eu aștept... Să trimite la Zvecăș contractul. Eu arbitrez cu cea mai mare... 27 septembrie, Barosane? A, e marțea, mă, n-am nimic. Fii atent, tu ai numărul meu, Yamato? Nu, dar mi-l dai după. Hai, ți-l dau după și dă-mi și mie un reminder. Dă-mi un reminder cu o zi înainte. Da. De ce nu? Aș vrea să râd un pic, că va fi de râs. Băi, sunt niște și de plâns, dar și de râs. Sunt niște mici interesante. Vezi că la prima gală au luat-o cam în râs ăștia și acum să pregătesc văzând ceilalți ce s-a întâmplat. Eu zic că o să fie o nebunie, cel puțin cu zăpăciți ăștia doi. Dar, repet, este foarte important să fie cât mai bine marketat. Nu e un secret. În ziua de astăzi, când ai un plan de marketing bine pus la punct pentru orice, va reuși, pentru că lumea e toată în online. Dar trebuie creativitate, trebuie gândit, trebuie promovat în cât mai multe direcții ca să acopere o pătură de public cât mai mare, ca să se uite cât mai mulți oameni. Dar părerea mea e că gala RXF este o chestie cu un potențial uriaș din punct de vedere imagine, captaj mediatic și, de ce nu, și rezultat financiar. Și mai ales că acum toți se ceartă online, să-i vedem și în cușcă sau în ring. Bă, dar tu n-auzi că l-am văzut pe zăpăciuțul de WhatsApp pe WhatsApp, că mă tăguise și pe mine niște postări, pentru că i-a dat cu sală, cu din ala, l-am văzut, trăgea de alea. La conferința de presă i-a dat lui Pitbull o autodirecție cu sticla în cap sau nu știu ce a făcut. Am auzit ceva, frate, dar nu e ok, eu sunt prieten cu Pitbull-ul, adică... Și, da.
Nu știu, mă, nu mă bag. O să vedem, sper să pe WhatsApp să-l ia capul cum îl ia pe ce el. Ce este cel mai important este că totul se termină în ring. Da. Și în ring e foarte bine dat. Mai ales pentru diferențele astea de mentalitate. În ring, da. Nu în afara ringului. În afara corect. Ringului e o problemă. Dar în ring, pune toate mânușile și dă-i să moară Jackson să-i sune apa în cap. Nu? Să vedem și fapte, că abia de vorbă ne-am plictisit. 27, sunt foarte curios. Sunt foarte curios de ce? Pentru că sunt implicat emoțional, unul dintre ei fiind un prieten și colaboratorul. Am o grămadă de piese scrise de WhatsApp, am colaborare cu el, piesa Buze, adică efectiv nu mine să cred că Zăpăcitul se bate. Îi țin pumnii, te pup, bă, Zăpăcitule. Exploit, na. Nu cred că m-a deranjat cu nimic în viața lui, ca să zic ceva. Bine, și generația nouă. Poate puțin personal de la Shelly cu Five Gang, Mike Meng. Dar nu, mai mult de atât nu. Îi țin pumnii luații. Sper să nu cântărească faptul că noi suntem bătrâni, bă nebunule, ce ți-a venit să te bagi în ringul ăla. Și să țină să facă față acolo. Da, așteptăm să-l vedem pe WhatsApp. Și subscribe la canalul vostru dacă e emisiune nouă, mă, că astăzi e botezul, nu? Da, da, chiar, da, astăzi subscribe, că teoretic ok, canalul există, dar emisiunea voastră e nouă. Ceea da, ce da, vreau da. Să genereze un număr de subscriberi noi. Deci subscribe, cum se numește? Fără mânuși. Fără mânuși podcast, yes. Fără mânuși podcast. Okay. Subscribe, fraților, la canal, pentru că Fără mânuși podcast se anunță o emisiune unde o să fie multe întrebări cool și mulți invitați cool. Sper să vă răspundă toți, așa, frumos, direct. Vreau sper să mai muncești cineva picant, că dacă nu plec cu ele acasă. A scos dulci oricum, cred că în calitate de prim invitat, adică... Să spun că am și o afinitate pentru tine, eu personal, separat de faptul că ne știm, te apreciez mult ca om. Îți mulțumesc din suflet. Și eu întotdeauna te-am considerat dintre apropiați, pentru că deși nu eram, adică eu întotdeauna am salutat pe toată lumea în sală, dar nu conectam chiar cu oricine. Și vorba aia, noi ne-am antrenat în sala în care eu m-am antrenat 8 ani, 9 ani la rândul. Frumos anturajat am acolo. Aveam. Da. Mă, băieți, acum fiind atât de buni prieteni, eu vă zic sincer ce mi-a venit mie în minte. Eu aș vrea să vă fac pe voi doi în... Nu, mă, de ce nu mai mă cu bătăuși, mă? Ce ai, mă, cu mine, mă? Vrei să mă bat ăsta acolo? Aș vrea să... Vezi, dacă vrei cu Yamato, spun de acum, bag 50 în plus, 350. Și vă spun de acum, dacă vezi contractul, clauzele, vi le fac de acum. Deci dacă e luptător, 50 în plus, sigur. Sigur. Garantat. Dacă e luptător. Dacă e ca mine neștiutor, rămânem la 300. Nu vreau, dar un antrenament putem să facem. Cu mare drag, frate, îți dai seama că ți-am zis, merge. Dacă mă bag în treaba asta... Preview pentru dacă când va veni contractul. Dacă mă bag la mine, o să fie în 100% luată în serios. Adică nu glumesc, chiar nu glumesc. Pentru că vreau să bă, mi-e place să mă bat. Că unde m-am bătut, mi s-a spus, bă, tu ai putea să te bat dacă ai vrea. Și dacă tot o fac, hai să o fac, nu? Se pare normal. Da. Mulțumim, nice. Dorian. Mersi, Dorian. Și baftă multă, mă, la cât mai mulți invitați și la cât mai multe întrebări frumoase și energie frumoasă, că ați avut energie bombă rău de tot. Mulțumim. Big up.